Azi o să mâncăm sănătos. O să mâncăm cloud eggs și... cartofi prăjiți și bere. Cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți! Și bere. Mâncăm cartofi. Am băut bere în fiecare zi. Ieri n-am băut. Ba da. Când? Luni n-am băut. Da. Duminică, sigur. Am băut bere în fiecare zi. Hai să avem weekendul pentru asta, ok? Ne limităm la weekend. Ok. Da, așa ar merge o bere cu cartofi prăjiți și bacon. Da, ai dreptate. Nu? Ai dreptate, ok, bun. Ok, hai să bem azi bere și până în weekend nu mai bem deloc. Deloc. Ok? Ok. Okay. Stai un pic, cine a zis ceva de bacon? Boss, expiră, e lucru responsabil de făcut. Bine. Așa. Bine, hai să o facem. Am fost convins să facem cloud eggs, cartofi prăjiți și îmi salivează gura doar când spun asta, și bacon. Cloud eggs sunt niște ouă pufoase. Sunt total stăpân pe situații. Ai de capul meu, s-a spart gălbenoșul, se ard cartofii, e pandemie. Unde-i șorțul în casa asta? Trebuie să băgăm niște nutrienți în sistem, trebuie să hrănim organismul. Eu gândesc cu voce tare acum, tu îți dai seama ce lent gândesc eu de fapt? Curățăm cartofi. 2, 4, 6, 2, 4, erau 3 cu 4, sunt 7 cartofi pe care o să-i spăl. Normal că o să-i spăl, bineînțeles că-i spăl. Nu aveam de cum să-i spăl. O să te nenorocesc. Luăm tigaia, pun ulei și aprind tigaia. Aprind tigaia, adică aprind focul, tigaia e pe foc, ergo aprind tigaia. Are vitamina D. Nu mai trebuie să ieșim la soare. Punem ulei. Cât ulei punem? Niște ulei. E suficient? Am pus ulei. Am primit dita mai fundul de lemn de la Mihai. Mulțumesc, Mihai. Pentru că oamenii au început să-mi trimită lucruri. De ce n-am folosit-o? Pentru asta era. Pun cartofii cu mare atenție. Pentru că am pielea sensibilă de la cât am frecat-o cu săpun. Mișcarea trebuie să fie de așternut cartofi. Dăuzim și unul. Fiecare cartof are spațiul lui. Nu vrei să fie cartofi discriminați? În timp ce se fac cartofii, putem să batem ouăle. Ouăle pot fi bătute tot timpul. Și într-un fel, ouăle sunt bătute tot timpul. Acțiuni absolut banale, poate să fie absolut spectaculoase, dar te spun, doamnelor și doamnelor, acum uscăm bolul. Trebuie să separăm albușul de gălbenuș. S-a spart gălbenușul. Și cred că se ard cartofii. E stresant, în viața asta nu e fără. Ok. Face bine la voce. Selectăm un gălbenuș fără să-i facem rău. Nimic nu e mai important în viața mea decât gălbenușul ăsta. Trebuia să rămân la conserve. Nu iese nimic azi. Bun, batem... Acum trebuie să batem albușul până se face spumă. Nu că pot, mă, un început de spumă s-a făcut. Am umărul încordat, și teoretic ar trebui să fie o mișcare, știi, cu care să sunt familiar. Se ard cartofii, e o zi splendidă. Simt că știu ce fac. Eu n-am avut niciodată mișcarea în încheietură. O să ne uităm la expertă cum face treaba. Îmi dă lecții. De unde ai învățat să bați ouăle atât de bine? Am reușit. Luăm spuma, o punem în tavă. Suntem pe multitasking azi. Bun, 240, au rumenit frumos, sunt auriți, am zis că a doua tură iese mai bine. Acum așa sunt gata ouăle. Titlul de carte, norișori în viața ta. Nu e bine, dar lucrăm cu ce avem. Am spart și al doilea gălbenuș. Greu decât pare. Luăm bacon. 7 lei Cristim, etichetă curată, fără gluten, fără amidon, stabilizatori, trifosfați, antioxidant, ascorbat de sodiu, acetat de sodiu, nitrit de sodiu, niște sodiu. Poziționăm baconul
în tigaie. Au, e fierbinte de la tigaie. N-avem mai mult loc de 4 fâșii în drumul la foc. Toată chestia e să jonglezi cu carnea. Ești cu ochii pe ea, o întorci, îi schimbi locul în tigaie, în mijloc se face mai repede decât în extremități. Vrei ca fiecare fâșie să aibă parte de întreaga tigaie. Asta e un titlu bun de capitol. Astea sunt ouăle handicapate. Bineînțeles că le acceptăm și pe ele. Se poate să le mănânce ălălalt. Ce a ieșit asta sunt niște nori turtiți și maronii, la fel cum sunt unele dimineți de ale mele. Cum am numit această lucrare? Multitasking. S-a prins un pic. Cred că am nevoie de un șpaclu. M-au învins ouăle. Nu sări la mine. Eu trebuie să iau lucrurile pe rând, mai luăm două ouă. Toată atenția noastră se duce pe ouăle astea. Mi-e frică. Pac, un pic de recul. Micile plăceri ale vieții. Să vezi un albuș cum se scurge, să vezi o membrană cum atârnă scârbos. Ouă de Instagram, ouă de Instagram, ouă de Instagram. Unul perfect, unul imperfect, punem tot în farfurie și tragem niște concluzii. Cartofi. Descriu cartofi prăjiți acum, dacă n-ai mai mâncat cartofi prăjiți, probabil că mai sunt și alte lucruri care lipsesc în viața ta. Cartofi prăjiți, bun. Eram la mare, când eram mic, în Venus, într-o stațiune, în concediu, știi, cu ai mei. Și aveam bonuri de masă. De vacanță, de, nu știu, anii 90. Și eram întrebat ce vreau să mănânc la prânz. Zilnic, timp de 10 zile, luam cartofi prăjiți cu murături. Se întâmplă chestia asta nesimțită. Doamne Dumnezeule, și un pic de bacon. Este absolut delicios și merge excelent cu o bere. Dacă v-a plăcut, like, subscribe. Toate astea mă ajută, dopamină pentru toată lumea. Hai să ne unim pe canalul meu. Până data viitoare, degustăm carantina. Da, ai avut dreptate. Asta da, carantina.